desfășurat 107 activități, cele mai multe dintre ele pentru combaterea absenteismului școlar, a abandonului, pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile. De asemenea, în domeniul rutier, iarăși o parte consistentă, iar aici aș vrea să mă refer la activitățile specifice privind verificarea mijloacelor de transport școlar. În cadrul acțiunilor despre care am făcut vorbire, au fost depistați absentând 120 de elevi, au fost constatate în flagrant 6 infracțiuni, iar pentru abateri de la legislația economică sau rutieră, efectivele participante au constatat 106 abateri contravenționale pentru care au aplicat sancțiuni însumând peste 66.000 de lei. De asemenea, în cadrul acțiunilor a fost dispusă măsura complementară a suspendării activității pentru o perioadă de 30 de zile pentru doi agenți economici. În ceea ce privește sectorul activităților preventive, au fost desfășurate de către efectivele inspectoratului 922 activități cu caracter de informare și prevenire, la care au participat peste 30.000 de elevi, peste 13.000 în mediul urban, peste 17.000 în mediul rural. Ponderea acestor activități de prevenire este deținută de prevenirea infracțiunilor comise cu violență, de prevenirea bullying-ului și de prevenirea consumului de substanțe interzise. Însă, de asemenea, au fost desfășurate activități în scopul prevenirii portului fără drept de obiecte periculoase sau pentru prevenirea criminalității informatice. Prin polițiștii de siguranță școlară sau cei de proximitate, au fost desfășurate 170 de ședințe de lucru sau întâlniri cu directorii unităților de învățământ. De asemenea, s-a participat la instruirea reglementelor didactice cu privire la prevederile legale din domeniul violenței școlare. La ședințe cu părinții sau au fost desfășurate activități de instruire a administratorilor societăților comerciale care cați sub incidența prevederilor hotărârii de guvern 128 din 1994.